Bogdan, să nu primiți buletine, că trebuie să mai primim și două buletine. A specificat că nu doriți buletine pentru referendum? Nu v-a spus nimic. A stat cu vreo cerere? Da? Și a semnat-o dumneavoastră? Am înțeles. Dar v-a citit cineva ce era pe cererea aia? Păi cine a scris atunci? Și acum ați putut vota singură, secret, sau era cineva de față? Unde să fim? Știi unde să fim? Dar nu e în Ciuciu. E în Ciuciu. E în partea aceea, nu? Da, să avem viața lungă, să rămână. Ne documentăm. Acolo, frate, hai. Acolo e buletinul. Acolo e buletinul. Îl babi. Am înțeles. Nu, că l-aveai și palul nepoți. Sunt pe lista dumneavoastră acolo ca și candidat. Am înțeles că nu există buletine pentru referendum. Că aveți doar, la dumneavoastră doar buletinele cu candidații și partidele pentru europarlamentare. Oh, astea, mi s-a dat cu astea am plecat. Păi, eu vă înțeleg că asta vi s-au dat, dar cum ați plecat doar cu ele? Că poate oamenii vor să voteze și pentru, și pentru referendum, nu? Sunt trei buletine și... Președinte, a fost comisia acolo și a făcut... Sunt trei buletine pentru fiecare alegător și noastră ați mers cu urna mobilă având doar un buletin. Păi, noi suntem niște cărăuși. Sunteți membri ai biroului electoral, nu cărăuși. Păi, na, și acolo am asistat, am urmărit și... Păi, vi se pare normal? S-a hotărât să plecați și... Cât aveți fi? Câte cereri au fost pentru urna mobilă? 23. Am înțeles. Și câți alegători în total pe listă? Nu știți, alegători în total pe listă cât nu sunt? Nu știu. Nu știți. Dânsul ar trebui să fie membru, nu? Nu știu. Și că hai să votez în casă, fără martori. Și să duc ei doi martori acolo. Crezi că nu știe? Nu cred. Dar cine a cerut urna mobilă pentru ea? Cine a cerut urna mobilă pentru ea? Noi? Nu, dar cine credeți că a chemat urna mobilă pentru ea? Cred că tu. Nu, eu n-am interesul. Atunci, ține telefonul jos. Eu prima dată vin în sat. Telefonul jos. Bine. Nu te supăra. Nu te supăra. Păi atunci? Ai fost la vot? Neata, ai fost la vot? Dar ce te interesează? Bine, eram curios, credeam că vrei să vorbești. Dacă nu vrei, nu vorbi. Eu te la urmă, mă, ce vine monument nu poți să-ți faci. Păi, dar nu vrei cine, nu? De ce ne-ar fi rușine? Pentru ce? Nu noi am pus-o. Am vrut să aflăm cine. Dumneavoastră a solicitat să nu primiți buletine, că trebuia să mai primiți două buletine. A specificat că nu doriți buletine pentru referendum? Nu știu nimic, nu mi-a spus doamna nimic. Nu v-a spus nimic. A stăcut vreo cerere? Da. Da? Da. Și a semnat-o dumneavoastră? Da. Am înțeles. Dar v-a citit cineva ce era pe cererea aia? Nu. Păi cine a scris atunci? Nu. Și acum ați putut vota singură, secret, sau era cineva de față? Da. Era doamna. Și ștampila cum? Cine a pus-o pe bulet?
A, știi unde ai pus, ai votat secret, da? Da. Cum ai vrut, mata? Da. Bravo. Sănătate. Să aveți o viață lungă, sărut mâna. Da. Comuna Poentelor, mă. Acum ai Flămânda comună? Da. Ah, ok. Mulțumesc, să rămână. Să rămână. Din data de 23. Nu mai filmați. Bine, bine. Filmez oamenii cum așteaptă. Că s-a blocat procesul. Ceva s-a întâmplat cu tableta. De mult timp așteptați? A. Răbdăm. Secția de votare 142, Poiana. Județul Telorman, comuna Ciuperceni. Păi nu mai stau aproape, nu se văd datele personale. Bine, ies afară, da. Nu aveți voie să mă filmați cu mine. De ce? Sunteți în uniformă de stat, reprezentați statul. Sunteți cel mai important aici. Singurul înarmat, nu? N-aveți pistol? Păi... Ca să știm de cine să ne temem. Secția de votare 142, de la Poiana. Asta e rampa de acces. Dar te duce direct în ușă. Și afară erau mereu niște omuleni care supravegheau procesul. O grămadă de mașini pe aici. Dar acum s-au cam împrăștiat când am început filmarea. Cam așa e, în județul Telorman. Dacă n-ați votat până acum, ieșiți la alegeri, exprimați-vă opțiunea, cu referendumul faceți ce vreți, dar la vot pentru europarlamentarii musai să participați, că altfel ne mănâncă conservatorii.